Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Vărsător, la mulți ani! Haideți să facem etalarea pentru luna ianuarie, să vedem ce vă așteaptă în această lună, ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Vărsător, ianuarie 2021, ce vă așteaptă pe cei din Zodia Vărsător în luna ianuarie 2021, evenimente importante? Vărsător, ianuarie 2021, evenimente importante. Se pare că aici cineva se uită către noi începuturi. Având doi de cupe și carul, cineva merge tot înainte. Cineva nu se mai uită înapoi. Aici este vorba de o situație care se lasă în urmă. Nici nu mai contează ce a fost. Nici nu mai contează dezamăgirea din trecut. Cineva s-a vindecat complet aici și merge către un nou început. Nu mai contează exact judecata. Aici persoana care suferă este persoana care v-a părăsit, persoana care v-a făcut să suferiți și poate fi gemeni, pești, dar voi vă ascultați intuiția voastră. Și știți foarte bine că cel mai indicat pentru voi este să nu vă mai întoarceți la această persoană. Persoana asta are o luptă interioară și regretă că a făcut acest pas pentru că a găsit luminița și a dat seama unde a greșit. Și acum este bântuit sau bântuită de regrete, de propriile fapte, de ceea ce v-a făcut vouă. Însă este prea târziu. Voi nu mai manifestați absolut nimic către persoana asta. Manifestați către viitorul vostru, către noi începuturi. Și cum spuneam, vă ascultați intuiția și în niciun caz nu mai dați o șansă acestei persoane. Gata, acest ciclu s-a încheiat pentru voi. Nici nu mai gândiți către această persoană, este un proces încheiat. Ați întors spatele definitiv, nu-i acceptați oferta absolut deloc. Nici măcar scuze, oferte serioase, absolut nimic. Pur și simplu nu mai este nimic acolo. Nu mai vedeți posibilitatea în a avea o familie cu această persoană sau în a crea o situație cu această persoană. Intuiția voastră vă spune și pentru prima oară, în urma acestei experiențe destul de urâte pe care ați avut-o, v-ați propus să vă ascultați intuiția. Pentru că știți că în trecut n-ați făcut-o de foarte multe ori și ați făcut o mare greșeală pentru că era corect și n-ați ascultat de ea. Iar acum persoana asta care este foarte rănită și căreia i s-a întors roata pentru ceea ce v-a făcut, plătește karmic, își dorește să se împace cu voi, dar spun din start că nu mai are absolut nicio șansă. Poate fi cineva din gemeni. Taur. Scorpion. Pește, am spus. Fecioară, haideți să vedem. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Vărsător, luna ianuarie 2021. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Vărsător, luna ianuarie 2021. Ok, ce mai văd aici pentru mulți dintre voi este că vă zbateți mult prea mult pentru partea financiară. Poate că sunteți un pic, poate este urât spus, poate ați devenit un pic paranoici când vine vorba de partea financiară. Totul este ok, totul este în ordine. Pentru cei care trebuie să auziți asta, poate că depuneți mult prea mult efort și obosiți mult prea tare. Nu prea vă dați pauze vouă sau vă faceți mult prea griji din cauza carierei. Nu este nimic în neregulă acolo. Nu pleacă nimic de acolo, nu se întâmplă nimic, nu se strică nimic, totul este ok. Pur și simplu este doar frica voastră, dar nejustificată. Poate că ați obosit mental, pur și simplu, și ați început să vă faceți diverse gânduri care nu sunt reale.
încercați puțin să vă odihniți, să aveți puțină grijă de voi, de imunitatea voastră, de odihnă, pentru că astea sunt niște imaginații, nu sunt niște realități. Nu se întâmplă nimic acolo. Mulți dintre voi vă faceți griji că parcă familia voastră ar fi bolnavă, că nu, voi treceți printr-o perioadă dificilă și sunt doar gândurile voastre, nu este nimic real. Ok. Cineva se luptă pentru voi aici, leu berbec săgetător, cineva care se simte abandonat și se simte ca și o opțiune, dar mai este o persoană care se luptă pentru voi și dorește să se împace cu voi. Persoana din trecut poate fi leu berbec săgetător, dar poate fi taur, poate fi rac pești. Sunt două persoane aici care vă doresc, dar intuiția voastră vă spune nu, mie mi-este foarte bine așa, în 9 de pentacule. Independență, stabilitate, fericire, armonie, mi-am regăsit puterea interioară și nu vreau să mai manifest către persoana asta care regret acum și este un capitol încheiat, pentru că asta am pățit eu în trecut. Ok, magicianul, voi manifestați din contră un nou început și anume, multă muncă, exact cum am spus, relaxare, investiți în voi. Persoana care face aici oferta are o povară groaznic de mare, pentru că aici este o judecată. Și anume, cum vedem în această carte, mă scuzați, voi sunteți în recuperare și ați fost în recuperare, însă aici, de ce nu se focalizează? Aici în spate niște persoane sunt judecate pentru ce v-au făcut vouă. Iar persoana asta știe că și-a plata pentru ceea ce v-a făcut. Ok? Și este într-un op de săbi. Este blocată. Pur și simplu este blocată. Și acum vreau să fac o clarificare. 5 de bâte. Împăratul se luptă taur berbec cu leu berbec săgetător, 2 de pentacule, 5 de pentacule, sunt două persoane, marea preoteasă. Deci e cineva din zodia pește, cineva din leu berbec săgetător care se luptă pentru voi, sunt două persoane. Ok. Eu vreau să văd aici 8 de săbi. Persoana în trecutul vostru, cu 6 de cupe, se simte blocată. Iar spânzuratul pești. Simte că a ratat o oportunitate cu voi. 6 de săbi, vă vede plecând și nu știe cum să vă oprească. Judecata. Exact, 8 de cupe. Voi întoarce spatele, același lucru, cavalerul de cupe cu 8 de cupe. Voi întoarce spatele, nici nu vreți să vedeți această ofertă. Cum am spus, nu mai are nicio șansă cu voi. 10 de bâte. 7 de săbi invers. Persoana asta pur și simplu are o mare povară. Exact ca acea conștiință super încărcată pentru tot ce v-a mințit, pentru tot ce v-a făcut, pentru cât de mult v-a rănit, toate i s-au răsturnat în cap. 10 de bâte. I s-a întors roata. Tot ce v-a făcut vouă, a pătit el sau ea. 9 de săbi. Exact. 3 de săbi. 6 de bâte. Voi ați învins suferința. Și nici nu vă mai uitați în spate. De-aia nici nu mai manifestați. 9 de săbi. Ia să vedem. Steaua, voi. V-ați recuperat cu 4 de săbi. Și diavolul invers. V-ați descătușat de această persoană care încerca să vă țină legați. Vreau să văd 3 de cupe. 3 de cupe. 3 de cupe. Persoana asta ținând de o persoană, fiți atenți, persoana asta ținând de o a treia energie din trecutul vostru care s-a încheiat cu 5 de monede și pentru care v-a părăsit și a făcut o mare greșeală și din partea căreia a fost părăsit cu 5 de bâte și 5 de monede,
Persoana asta n-a făcut decât să-și facă rău singur. A ținut, a ținut, a ținut. Dar hai să vedem de ce a ținut. De ce a ținut acea energie 5? 3 de pentacule. Pentru un scop financiar. 3 de cupe. Vreau să vă 3 de cupe. 3 de cupe. Și acum vrea să vă facă vă o ofertă serioasă pentru că a fost părăsit acolo sau pentru că și-a dat seama că nu se mai poate nimic acolo. Ok? A fost doar o chestiune de bani. Sau doar o chestiune practică. Ia să vedem asul de pentacule. Ce ofertă vă face? Cu lacrimi, cu cereri de scuze, cu regrete, cu cum să spun? Mă scuzați, am un lapsus. Ok. Cu o rapiditate foarte mare, ca să spun așa, cu o agitație, cu o viteză foarte mare. Persoana asta vrea să vină către voi să vă facă grăbit, grăbită. Ia să vedem. 5 cupe. Exact. Nu mai vorbim pentru că aici sunt foarte multe regrete, clar. Dar eu vă văd pe voi că nu acceptați. Bine, poate câțiva dintre voi vreți să acceptați, dar câțiva dintre voi nici nu o să vă uitați la această persoană pentru că a fost făcut mult prea mult rău. Bun, atât am avut și pentru voi, eu vă pup și ne vedem la un nou video.